salutări! Sunt Mihai de la România în Tranziție. Ce este România în Tranziție? Este versiunea locală, grupul local al mișcării Transition Towns Network, care e o mișcare globală, ce are peste 1100 de grupuri de inițiativă și lucrează în... și creează proiecte de ecologie aplicată, de permacultură aplicată, schimbare socială prin intermediul naturii, sustenabilitatea comunităților locale, așa ca paranteză mai mare. În România sunt actualmente în jur de 5 grupuri de inițiative locale, în București, în Timișoara, Brașov, Alba Iulia și urmează să mai dezvoltăm și altele. Grupul din București, adică București în Tranziție, s-a focusat foarte mult pe partea de educație ecologică și pe partea de grădinărit. În ideea că am dezvoltat acest proiect de grădină în curtea școlii, începând din anul 2012 spre 2013, am avut un proiect pilot aici la școala Ferdinand, în care am exersat cu diverse tehnici de permacultură, de grădinărit, cu educație ecologică, pentru a scala cumva acest proiect la nivel național. Actualmente proiectul este extins în 3 orașe, în ideea că avem grădini în curtea școlii ce operează în București, în Pitești și în Brașov. Suntem în lucru să mai deschidem încă 2 sau poate chiar 3 anul acesta, în funcție de niște repere care e necesar să aibă loc. Înseamnă grădinărit curtea școlii, foarte pe scurt. Este un proiect de educație ecologică și grădinărit în școli. În ideea că ne folosim de grădinărit și tot ceea ce presupune ciclul natural al plantelor, lucru cu elementele naturale, sol, apă, aer și așa mai departe, ne folosim pentru a face o schimbare în mentalitatea copiilor. Și ne folosim de plante, de procesul fizic al creșterii plantelor, îl folosim ca material didactic. Ne folosim cumva de scuza grădinăritului pentru a învăța pe copii de toate cele care spuneam adineauri. Pentru că e un proiect de tip grassroots, pentru că mișcarea Transition Towns și varianta românească România în Tranziție este o mișcare grassroots. Până acum ce s-a întâmplat preponderent au fost în fondurile proprii. Este nevoie de oameni care să participe, este nevoie de într-o formă sau altă de finanțare. Suntem în diverse forme de accesa finanțări disponibile din diverse canale disponibile. De aceea ajutorul oricui este binevenit, în orice formă dorește. Ideea că suntem o mișcare grassroots, nu avem niciun fel de persoană plătită, toate materialele de comunicare ce le facem, curricula școlară, semințe, toate aranjamentele sunt preponderent din finanțele noastre și oricine poate să ajute, poate să contribuie cu orice. Poate să contribuie, de exemplu, cineva care se pricepe bine să facă un flyer sau poate să facă un pliant educațional pentru școală. Cineva care se pricepe să scrie o poveste foarte bine, poate să devină povestitorul școlii Ferdinand, de exemplu, unde ne aflăm acum. Cineva care este bun la social media, ne poate ajuta să mențină, să creeze conținut pentru pagina de Facebook. Să exprime, de fapt, oamenilor ideile mai mari în care se încadrează grădina în curtea școlii și alte proiecte pe care le desfășurăm. Ideea că toate aceste proiecte, cum este grădina în curtea școlii, este o bună practică de sustenabilitate, care cumva este necesar să fie scalată, să fie scalată la nivelul comunităților locale, cât mai multe formate și să fie îmbrățișată, să fie conștientizată de câte multe persoane că există, că e nevoie și că este instrumentul nostru cu care tratăm viitorul, care se anunță în diverse forme ușor incert, din perspectivă economică, din perspectivă energetică, să spunem consumul sau diminuarea disponibilităților resurselor fosile. Faptul că uneori comunitățile locale sunt poate așa de atomizate, așa de divizate prin pricina faptului că locuim în orașe, care sunt uneori mediul în care se petrece această divizare, datorită faptului că suntem expuși acestui val de capitalist și consumerist care este orientat către a consuma și neapărat a produce, deci se poate vedea că orașele sunt într-o formă sau alta niște locuri în care se petrece un ușor factor degenerativ asupra mediului, neapărat cogenerativ. Ideea de ce putem să facem noi pentru natură, neapărat ce mai poate să mai facă natura pentru noi, să începem să dezvoltăm cu natura o relație mai mult de resursă, ci mai degrabă de parteneriat. Din natură ne tragem, chiar și foarte pragmatic, în natură ne tragem, în natură ne retragem, dacă vreți așa. Cam asta ar fi în linii mari despre noi. Dacă aveți dorința să participați, oricine este binevenit.
Grupul nostru de lucru este, cum spuneam, descentralizat, pentru că lucrăm pe niște principii de organizare pe orizontală. Suntem 100% grassroots, pe cât se poate. De aceea, orice ajutor este binevenit, oricine este binevenit, în orice formă sau alta. Așa că veniți. România în tranziție, București în tranziție, în tranziție.org, Reina Incurtea Școlii. Mulțumesc!